pastoral la Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind însemnătatea anului omagial euharistic, al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii și anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. Preacuviosului cel monahal, preacucernicului cler și preibiților credincioși din cuprinsul Patriarhiei Române, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi, părintești binecuvântări. Prea cuvioși și prea cucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase. Anul 2014 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii pentru a sublinia însemnătatea Sfintei Spovedanii ca taină a iertării, reconcilierii și vindecării spirituale, a Sfintei Euharistii ca taină a Sfințirii și Înnoirii Vieții, prin împărtășirea cu Hristos, dar și anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română, întrucât se împlinesc 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Domnitor al Țării Românești, Constantin Brâncoveanu, a celor patru fiei săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și a Sfetnicului Ianache. Aprofundarea de către preot și credincioși a sensurilor duhovnicești și a scopurilor mântuitoare ale tainei Sfintei Spovedanii și tainei Sfintei Euharistii subliniază însemnătatea și necesitatea acestora pentru timpul prezent, întrucât sunt lumini de înviere duhovnicească și înnoire spirituală. Prin Sfânta Taină a Spovedaniei ne mărturisim păcatele și primim iertarea lor iar prin hrănirea cu sfânta taină a Euharistiei, primim pâinea vieții care schimbă, preface și umple de viață pe cel ce se împărtășește, după cum spune Sfântul Nicolae Cabasila. Îndemnul biblic și liturgic, gustat și vedeți că bun este Domnul, este o chemare la cunoașterea sensului vieții ca relație de comuniune a omului cu Dumnezeu, la înnoirea vieții prin taina Sfintei Spovedanii, și la comuniunea de iubire eternă cu Hristos cel răstignit și înviat prin taina Sfintei Euharistii. În acest sens, Mântuitorul Iisus Hristos spune ucenicilor săi, lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da vouă Fiul omului, căci pe el la pecet lui Dumnezeu Tatăl. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Mântuirea este experiența vie a relației personale, conștiente și libere a omului cu Dumnezeu, izvorul vieții veșnice. Pocăința sau mărturisirea păcatelor și primirea iertării în taina sfintei spovedanii este viață și ridicare. De aceea, mântuirea pe care Dumnezeu o propune oamenilor înseamnă de fapt eliberare și vindecare de păcat și de moarte. Acest adevăr este rezumat în cuvintele. Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu sau, după cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Pocăința și restabilirea comuniunii omului cu Dumnezeu în taina Sfintei Spovedanii, și de săvârșirea comuniunii prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos în Euharistie, deschid fiecărui creștin ușa împărăției cerurilor. Pe temeiul Sfintei Scripturi, pocăința sau mărturisirea păcatelor este o lucrare de înnoire a vieții spirituale, exemple bine cunoscute de pocăință din Vechiul Testament fiind pocăința a regelui David și a regelui Manase, iar în Noul Testament lui Iisus Hristos, luminătorul și vindecătorul sufletelor, primește cu milostivire pocăința sincer a tuturor celor care își recunosc cu regret păcatele zicând Mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Exemple de pocăință și de primire a iertării păcatelor sunt mai ales femeia desfrânată care i-a uns picioarele cu mir și le-a șters cu părul capului ei sau tâlharul de pe cruce la începutul misiunii sale de propovăduire a Evangheliei Mântuirii, Domnul Iisus Hristos cheamă oamenii la pocăință zicând, Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iar după învierea sa din morți, Hristos Domnul a dăruit ucenicilor săi și prin ei slujitorilor bisericii harul și darul iertării zicând, Luați Duh Sfânt cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Ioan, capitolul 20, versetele 22 și 23. Numai urmașii apostolilor, arhiereii și preoții bisericii, au primit harul de legării și dezlegării sau iertării păcatelor prin chemarea harului curățitor, vindecător și mântuitor al Duhului Sfânt asupra credincioșilor care se pocăiesc. Pocăința pe care o învață și o practică biserica în taina Sfintei Spovedanii nu este o pocăință a disperării, ci este o pocăință a speranței și a bucuriei, a recuperării și ridicării păcătosului din robia păcatelor sau a patimilor. Când ne spovedim și primim iertare, atunci pregătim bucuria învierii sufletului nostru din moartea păcatului. În acest sens, Perioadele de pocăință și post devin perioade de curățire, de pregătire pentru bucurie, iar adevărata bucurie este comuniunea noastră cu Dumnezeu, izvorul vieții și al bucuriei veșnice, care se desăvârșește prin primirea Sfintei Împărtășanii. Din nefericire, în societatea de astăzi în care domină izolarea individualistă și autosuficiența omului secularizat, au slăbit mult conștiința păcatului și practica pocăinței, iar unde nu mai este pocăință, nu mai este nici dor de sfințenie, nici dor de mântuire sau viață veșnică. Pocăința ca taină sfântă a mărturisirii păcatelor înseamnă mai multă exigență cu noi înșine și mai multă îngăduință cu alții, așa cum atrage atenția Sfântul Ioan Gură de Aur zicând Aceasta este pricina tuturor relelor că îi scodim cu multă luare aminte păcatele altora iar pe cele ale noastre le trecem cu multă nepăsare. Potrivit tradiției și practicii bisericii noastre, trebuie să ne spovedim înainte de a primi Sfânta Împărtășanie. Dacă omul nu se pocăiește și nu cere iertare păcatelor, nu poate intra în împărăția cerurilor. Nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Haina curată a fiilor împărăției lui Dumnezeu se dobândește o singură dată prin botez, dar se curăță de mai multe ori prin pocăință numită și botezul lacrimilor. Arătând că numai dacă ne pocăim de păcate, putem să ne curățim și să pregustăm din viața veșnică scrierea apostolică numită Didahia, care datează din secol secolul I, spune de po despre pocăință. În biserică să-ți mărturisești păcatele tale și nu te duce la rugăciune cu conștiința rea, aceasta este calea vieții. Iar despre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Isus Hristos, Didahia precizează, dacă este cineva sfânt să vină, dacă nu este să se pocăiască, ori, când vă adunați în Duminica Domnului, frângeți pâinea și mulțumiți, după ce mai întâi v-ați mărturisi păcatele voastre, ca jertfa voastră să fie curată. Tot cel care este certat cu aproapele său să nu vină împreună cu voi până nu se împacă, pentru ca să nu se pângărească jertfa voastră. Iubiți fii și vice-duhovnicești, prin Sfânta Liturghie Euharistică se realizează cea mai vie legătură duhovnicească, cea mai bogată comunicare și cea mai intensă comuniune între Hristos, capul bisericii, și biserica sa, trupul său tainic, templu al Sfântului Duh, popor al lui Dumnezeu Tatăl, după cum spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi, vorbind despre taina împărtășirii cu El. Adevărat, adevărat, zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi invia în ziua aceea de apoi. Prin urmare, Sfânta Euharistie ne dăruiește arvuna vieții veșnice. De aceea, când primim trupul și sângele Domnului, ni se spune de către arhereu sau preot că ne împărtășim spre iertarea păcatelor și spre viața de veci iar strana cântă în timpul împărtășirii credincioșilor, trupul lui Hristos primiți și nizvorul cel fără de moarte gustați. Unirea duhovnicească a lui Hristos cu biserica sa și a bisericii cu Hristos are ca scop iertarea, curățirea și sfințirea oamenilor pentru a dobândi mântuirea și viața veșnică. În acest sens, Părintele Dumitru Stăniloae spune, citez, Cei făcuți de Dumnezeu nu pot avea viața și nu pot spori în ea decât din el ca sursa vieții, de aceea Dumnezeu îi naște din nou prin botez. Dar Dumnezeu nu-i poate lăsa pe cei născuți din el fără să-i hrănească cu viața din sine. Dumnezeu, după ce a constatat că oamenii nu pot dura etern fără viața din el, îi hrănește el însuși cu viața sa pentru ca să sporească în viață și să rămână etern în ea. În timp ce lumea secularizată de astăzi nu se mai roagă lui Dumnezeu și este dominată de un spirit de nemulțumire. Euharistia Bisericii ca taină a recunoștinței față de Dumnezeu Creatorul și Mântuitorul Lumii ne oferă pace sfântă și bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită și stăruitoare. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea și bucuria sufletului tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii ca respirație a sufletului în prezența harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. Este semnificativ faptul că, Venirea lui Hristos pe pământ ca om copil născut în Betlehem, începe cu vestirea bucuriei de către îngeri. Iată, vă binevestesc vouă o bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, iar înălțarea Sântur Slavă se încheie cu bucuria binecuvântării lui Hristos, dăruită ucenicilor săi și prin ei bisericii sale întregi. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie, ne spune același Evanghelist Luca, această bucurie se primește și astăzi în comuniunea de viața Bisericii cu Hristos cel Înviat, prezent haric în comunitatea eclezială aflată în rugăciune. De aceea, trebuie să redescoperim dimensiunea eclezială a tainei Sfintei Spovedanii și a tainei Sfintei Euharistii ca izvoare de bucurie, de sfințire și de creștere spirituală a comunității bisericești în comuniune, prin Sfânta Împărtășanie primită în biserică ne apropiem de Hristos și învățăm să trăim și să creștem duhovnicești pentru El, deoarece, așa cum spune Sfântul Nicolae Cabasila, citez, Legătura cu Hristos e adevărata noastră viață, căci ajungem să fim mădulare și fiei Lui, împărtășindu-ne din trupul și din sângele și Duhul Său. Ea ne leagă viața de Dumnezeu mai strâns decât ar reuși doar strădaniile noastre, ba chiar mai strâns, decât ceea ce avem din însăși firea noastră, fiindcă Hristos e mai înrudit cu noi decât sunt chiar părinții noștri trupești. Taina Sfintei Împărtășanii este izvor de sfințire a vieții creștine și de afirmarea unității bisericii. Cu cât ne împărtășim mai des după o pregătire adecvată, prin pocăință și spovedanie, cu atât avem mai multă bucurie în suflet și avem mai multă pace. Prin împărtășirea eucharistică, Hristos nu mai este prezent doar în mijlocul nostru sau între noi, ci în sufletul nostru. În acest sens, Sfântul Nicolae Cabasila zice, Domnul ni se dă El însuși, pentru că împărtășindu-ne cu trupul și sângele Său, noi primim pe însuși Dumnezeu în sufletele noastre. Am încheiat citatul. Iar El devine viața vieții noastre. Sfânta taină a împărtășanii înseamnă viața lui Hristos dăruită nouă oamenilor, pentru ca noi, oameni pământeni, să pregustăm încă din lumea aceasta fericirea vieții veșnice. Pâinea vieții este însăși viața, care face vii pe cei ce gustă din ea. Prin urmare, când primim cu pocăință și smerenie Sfânta Împărtășanie, viața sfântă a lui Hristos cel răstignit și înviat, sfințește viața noastră, dăruindu-i arvuna învierii și îndreptându o spre viața cerească și fericirea veșnică din împărăția preasfintei treimi, care este dreptate, pace și bucurie în Domnul, în Duhul Sfânt. Din acest motiv, toate rugăciunile ortodoxe dinainte de împărtășire sunt de fapt rugăciuni de pocăință, iar cele de după împărtășire sunt rugăciuni de mulțumire pentru iertarea păcatelor și pentru binefacerile pe care le aduce sfânta Euharistie pentru mântuirea sufletului și viața bisericii. Anul omagial euharistic a prilejuit în din țară și străinătate, în parohii și mănăstiri, în centrele culturale și școlile teologice din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române. O intensă implicare a ierarhilor, preoților și monahilor, a duhovnicilor, a profesorilor de teologie, care au evidențiat cu bucurie sensurile duhovnicești și scopurile mântuitoare ale Sfintei Spovedanii și ale Sfintei Împărtășanii, însemnătatea și necesitatea acestora pentru viața și ajutorul credincioșilor pelerin pe calea mântuirii în lumea tot mai secularizată de astăzi un loc important în cadrul acestor activități l-a avut concursul național de proiecte Sfânta Euharistie lumina vieții creștine organizat de Patriarhia Română care s-a adresat copiilor și tinerilor din grupele de cateheză implicate în programul catehedic Hristos împărtășit copiilor și a avut ca scop educarea copiilor și tinerilor și familiarizarea acestora cu taina Sfintei Spovedanii și taina Sfintei Euharistii, maturizarea lor spirituală în biserică. Iubiți frați și surori în Domnul, deloc întâmplător, în anul acesta în care omagiem Sfânta Euharistie, comemorăm și 300 de ani de la martiriul sau mucenicia Sfinților Brâncoveni din anul 1714, deoarece există o legătură duhovnicească adâncă între iubirea jertfelnică a lui Hristos pentru umanitate, celebrată în Sfânta Euharistie, și iubirea jertfelnică a martirilor sau a mucenicilor pentru Hristos, cinstită în slujbele de pomenire ale acestora de către biserică. În ambele se vede taina crucii și învierii lui Hristos, biruitorul păcatului, al iadului și al morții, care dăruiește celor ce cred în el mântuire și viață veșnică. Istoria l-a înscris pe voievodul martir Constantin Brâncoveanu în rândul martirilor domnitori ai neamului nostru, iar biserica l-a trecut în rândul sfinților martiri, apărători ai credinței creștine și ctitori de locașuri sfinte, alături de cei patru fiei săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și de sfetnicul Ianache Văcărescu, ginerele său, aceștia fiind canonizați de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 20 iunie 1992, cu data de pomenire în 16 august. Sfântului voievod martir Constantin Brâncoveanu a simțit și a lucrat pentru unitatea neamului românesc în pofida împărțirii acestuia între mari provincii distincte. El a fost un domnitor învățat și un promotor al educației și al culturii, care a sprijinit tipărirea a numeroase și valoroase lucrări de cultură teologică și laică, încât pe vremea domniei lui, prin dezvoltarea culturală intensă în diferite direcții, orașul București a devenit un centru spiritual și cultural semnificativ în sud-estul Europei, iar domnitorul Țării Românești, un mare susținător al culturii în întreg spațiul românesc. De aceea, Domnia lui a fost considerată, ne spune istoricul Nicolae Iorga, o monarhie culturală. Iubitor de Hristos și de biserică, Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu a fost un mare ctitor de mănăstiri și biserici, ridicând din temelie unele noi și restaurând sau înzestrând altele mai vechi în țara românească și în Transilvania. Sfântul Constantin Brâncoveanu a ajutat cu generozitate întreaga creștinătate răsăriteană ortodoxă aflată sub stăpânire otomană, prin acordarea de importante ajutoare financiare și materiale, patriarhiilor din Constantinopol, Alexandria, Antiohia, Ierusalim, Bisericii Georgiei, precum și multor mănăstiri și locașuri sfinte din muntele Atos. În toată această purtare de grijă, el a arătat cu multă dărnicie, evlavie și demnitate, rămânând peste timp o pildă vie pentru domnitorii creștini și pentru susținătorii culturii creștine. Există unele mărturii istorice care arată că patriarhii de la Constantinopol și mai ales patriarhii Ierusalimului și Antiohiei au fost găzduiți de multe ori la curtea Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, iar acesta, pe lângă alte ajutoare, le tipărea și cărți bisericești în limbile lor, între care și prima carte din lume tipărită în limba arabă, liturghierul greco-arab, la Mănăstirea Snagov în anul 1701. Această grijă a lui pentru Sfânta Biserică Ortodoxă l-a determinat să devină un mare misionar, un domnitor creștin, evlavios și darnic. Sfântul voievod martir Constantin Brâncoveanu a avut 11 copii, 4 fii și 7 fice și a fost cunoscut ca un părinte harnic, înțelept și generos, care, împreună cu soția sa, doamna Maria Brâncoveanu, femeie curajoasă, evlavioasă și iubitoare de biserică și neam, reprezintă un model demn de urmat pentru familia creștină, pentru educația creștină a copiilor, pentru multa statornicie în mărturisirea dreptei credințe și promovarea valorilor culturii creștine. Cinstirea memoriei Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu este o datorie de conștiință a întregului popor român. În acest context, mai multe evenimente majore au marcat anul acesta Caracterul liturgic-misionar al cinstirii memoriei Sfântului Constantin Brâncoveanu. Deshumarea moaștelor Sfântului Constantin Brâncoveanu în ziua de 13 mai 2014 și cinstirea, cinstirea lor prin așezarea într-o raclă de argint aurit. Organizarea în ziua de 21 mai 2014 a procesiunii pelerinaj cu moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu de la Catedrala Patriarhală la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Sfințirea noii picturi și binecuvântarea amplelor lucrări de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitoria sa, precum și coliturghisirea ierarhilor Sfântului nostru Sinod și a reprezentanților Bisericii Ortodoxe Surori prezenți la București, în ziua de 16 august 2014, în însăși ziua pomenirii Sfinților Martin Brâncoveni organizarea unor procesiuni pelerinaj cu moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu la cele mai importante biserici ctitorite de el în țara românească și în Transilvania. La biserica din Mogoșoaia, județul Ilfov, la biserica din Potulogi, județul Dâmbovița, la biserica din Făgăraș și la mănăstirea Sâmbăta de Sus, județul Brașov, la mănăstirea Hurez, județul Vâlcea. Pentru sporirea bucuriei duhovnicești a zecilor de mii de credincioși, închinători la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, Moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu au poposit și în capitala Moldovei în zilele de 12-16 octombrie 2014. Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost un statornic mărturisitor al credinței creștine ortodoxe până la jertfa sa martirică și un susținător al culturii și al artei românești. Profunzimea sintezii brâncovenești dintre credință și cultură, dintre valorile artistice din răsărit și cele din apus, S-a dezvoltat creativ într-un stil artistic distinct în istoria civilizației românești și europene, cunoscut sub numele de stilul brâncovenesc. Întreaga lucrare pământească a voievodului Constantin Brâncoveanu a fost încununată de moartea sa martirică, iar exemplul vieții lui, închinată lui Hristos Domnul până la moarte martirică, și rugăciunile înălțate înaintea tronului preasfintei Trăini, de către sfinții martiri brâncoveni, constituie un izvor permanent de lumină și înnoire pentru viața creștină de astăzi. Drept măritori creștini, spre sfârșitul unui an de cinstire liturgică și comemorare deosebită a Sfinților Martiri Brâncoveni, ne rugăm prea Sfintei trăim să ne dăruiască tuturor credință puternică, dragoste față de biserică și popor, dar mai ales să învățăm din pilda Sfinților Martiri Brâncoveni să iubim pe Hristos, și să fim ctitori de locașuri sfinte, de cultură creștină, să cultivăm într-ajutorarea frățească față de creștinii ortodoxi și să fim milostivi, să apărăm credința creștină având în suflet iubire jertfelnică pentru Hristos și pentru biserica sa. În zilele noastre, jertfa pe care noi suntem chemați să o aducem nu este o jertfă sângeroasă, precum cea a voievodului martir Constantin Brâncoveanu, ci o dăruire sau o jertfă spirituală din timpul și confortul propriu, pentru a ne ruga mai mult și pentru a săvârși mai multe fapte ale iubirii milostive și darnice, spre a mărturisi mai puternic iubirea lui Hristos cel răstignit și înviat și a ajuta biserica în lucrarea ei pastorală și misionară în societatea de astăzi. Sfătuim părinții să acorde mai mult timp copiilor și tinerilor, învățându-i să cunoască tainele dreptei credințe, să cultive speranța și dragostea, libertatea de a face binele și nu răul, spre a aduce bucurie celor din jur și să cinstească sfinții, eroi și înțelepții neamului, dascăl ai eroismului creștin, ai ajutorării semenilor și ai apărării Bisericii lui Hristos. Îi îndemnăm pe toți credincioșii, dar mai ales pe cei tineri, să descopere lumina Sfintei Spovedanii, ca izvor de libertate și pace a Sufletului, să-și mărturisească la Duhovnic toate păcatele și să ierte tuturor celor ce le-au greșit, așa cum și Hristos Domnul a iertat zicând pe cruce, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Numai în acest fel creștinii dobândesc curajul și puterea de a lupta împotriva păcatelor și relelor de tot felul și de a berui ispitele și încercările timpurilor noastre. Îndrumăm pe fiii și fiicele noastre duhovnicești să se spovedească mai des, să se poartă împărtă și mai des, din izvorul cel fără de moarte al Sfintei Euharistii, aceasta fiind izvor de pace și bucurie. Când Sfânta Euharistie este primită cu pregătire, mai precis cu pocăință, post și rugăciune, ea devine izvor de lumină și credință, ajutându-ne să arătăm iubire curată și sfințenie în familie și în societate, să avem curaj și speranță pentru a lupta împotriva nedreptăților și să fim milostivi cu cei aflați în suferință și în durere. Ne aflăm în perioada postului nașterii Domnului, numit și postul Crăciunului fiecare perioadă de post este o perioadă de pocăință și de pregătire, dar postul acesta al Crăciunului este mai ales o școală a milosteniei, în care învățăm să răspundem cu dărnicie, milostivirii și bunătății nesfârșite a lui Dumnezeu pentru noi, arătată prin întruparea Fiului Său pentru noi oamenii și pentru o noastră mântuire, după cum mărturisim în crezul ortodox. Pentru a păstra vie evlavia noastră în această perioadă a postului nașterii Domnului, toate învățăturile morale, precum și virtuțile practice și duhovnicești dobândite pe durata acestui an omagial, euharistic și an comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, avem îndatorirea creștinească de a întâmpina și a face simțită bucuria nașterii Domnului nostru Isus Hristos și a prezenței sale iubitoare în inima creștinilor, printr-o faptă de milostenie, printr-un cuvânt bun sau un gest de încurajare, care alină suferința sau singurătatea orfanilor, bolnavilor, săracilor, bătrânilor, văduvelor, marginalizaților, a tuturor acelora pe care societatea nu-i ajută, dar pe care Dumnezeu cel milosiv îi iubește și ne cere nouă creștinilor să-i ajutăm spiritual și material. De aceea și în acest an vă îndemnăm părintește să organizați în parohii și mănăstiri, la protopopiate și la centrele eparhiale, colecte pentru a fi distribuite tuturor celor aflați în suferință sau în dificultate, fiecare contribuind cu darul său, după cum îl îndeamnă inima sa, bine știind că Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună. Ne rugăm prea milostivului Dumnezeu, Părintele Luminilor, de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, să vă răsplătească dărnicia arătată, prin colecta din toamna anului trecut, și să vă binecuvinteze pe toți cu iubirea, mila și bunătatea sa dumnezească spre a arăta și de această dată, în vremea postului Crăciunului, multă rugăciune și grijă pentru cei bolnavi, precum și milostenie față de toți cei neajutorați, afând încredințarea, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, că slujirea acestui dar nu numai că împlinește lipsurile sfinților, ci prisosește prin multe mulțumiri în fața lui Dumnezeu. Vă îmbrățișăm cu părintească dragoste și ne rugăm ca harul Domnului nostru Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin! Semnează președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muntenii și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadocii și toți membrii Sfântului Sinod. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La acest ceas de toamnă târzie, vă invităm să poposiți cu noi într-una din bisericile de lemn din protopopiatul Piatra Neamț, din municipiul Piatra Neamț. Este vorba de biserica din vânători, ce are ca hram adormirea Maicii Domnului. Pentru a ne spune mai multe lucruri despre istoricul acestei biserici, istoricul acestei parohii, L-avem alături pe Părintele Paroh Ștefan Diacu. Bine v-am găsit prea cu Părinte Paroh. Bine ați venit. Ne bucurăm că mm. ne faceți o vizită în ziua aceasta de toamnă, cum spuneați, și chiar dacă afară este frig, putem să spunem, în suflet avem căldură duhovnicească și biserica în care ne aflăm, ne primește cu multă căldură, așa cum de peste 200 de ani a primit cu căldură pe cei care pentru o nevoie sau alta au venit în această biserică să laude pe Dumnezeu. După cum spuneați și după cum se știe, de fapt, biserica face parte din prodopiatul Piatra Neamț. Din punct de vedere administrativ, aparține de Orașul Piatra Neamț, ca și așezare în cadrul orașului, este situată parohia de o parte și de alta a șoselei Piatra Neamț-Bacău și începe de la regiment și ține până la limita orașului cu Comuna Dumbrava Roșie. Biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului, așa cum a spus, este situată parcă din adins sub un pe marginea șoselei, pentru ca cei care vor să o vadă, să o cunoască, să o caute. Suntem surprinși că suntem mereu întrebați de locuitorii orașului Piatra unde se află părinte biserica aceasta la care slujiți? Pentru că gândeam eu că ar trebui ca fiecare să știe, mai ales că dacă este de 240 de ani aproape aici, să știe fiecare de existența acestei sfinte biserici. Este construită din lemn, cum spunea și sfinția dumneavoastră, și precis construită în anul 1776. În acest sens avem mărturie în exteriorul bisericii, ușa originală a Sfintei Biserici, deasupra căreia este o inscripție cu litere slavone, care tradusă ne spune că această biserică a fost făcută prin silința și prin cheltuiala lui Ioil, egumen de bisericani, după aceea este menționat anul 1776 și în continuare Iisus Hristos Nișica. Înțelege că titlul acestei biserici este acest Ioil, egumen de bisericani. Nu avem date concrete despre data Sfințirii Sfintei Biserici sau despre ierarhul care a oficiat această slujbă, de asemenea nicio altă dată de resfințire. Ca și arhitectură, planul și forma bisericii, precum și aspectul exterior, aparțin unui stil specific moldovenesc în formă de cruce, nu prea mare, pentru vremurile de atunci, cred eu, destul de, de mare, 18 metri lungime și 5 metri lățime. Înălțimea la Streașnă este de 4 metri, iar la Coama Sfintei Biserici de 7 metri. Are o singură turnă rotundă din lemn și este acoperită cu draniță. Turnul care servește drept clopotniță are 15 metri înălțime. Inițial, adăpostind acolo două clopote, iar uh, acum sunt trei. După datina bisericilor noastre ortodoxe, este împărțită și biserica noastră în patru părți, altar, naos, pronaos și pridvor. Este căptoșită cu scândură în interior și exterior și are două uși, la intrare, evident, și una la Sfântul Altar. Catapeteazma pe care o vedem, sigur, nu este cea originală. Aceasta este construită în 1981 82 iar cea originală, lucrată din lemn de tei și stejar, de o rară valoare artistică, spun cei care au văzut-o, se păstrează astăzi la Muzeul Mănăstirii Vărate, unde a fost dusă pentru restaurare. Am fost în uh, două rânduri, curios și eu să văd cum arăta catapeteasma bisericii la care astăzi slujesc, pentru că n-am văzut-o în Sfânta Biserică, dar uh, încă nu este restaurată complet, și nu este expus acolo la uh, vizionare pentru vizitatorii muzeului. Ca și obiecte cu valoare artistică și istorică, pe lângă biserica însăși, construcția bisericii, avem două icoane de secol XVIII, și anume icoana împărătească a Mântuitorului Iisus Hristos și în partea cealaltă, Icoana Maicii Domnului, icoane foarte bine păstrate și foarte frumos lucrate. Ca și fapte de cultură legată de această Sfântă Biserică și momente importante din istoria ei, amintim că nu totdeauna aici a fost parohie, ci a fost perioadă în care a fost filială Parohiei Cut și de-abia din 1937 s-a înființat parohia Vânătorii Pietrei. Au slujit preoți de seamă, printre care amintim pe Părintele Cezar Andronic, Părintele Neculai Capșa, Părintele Diomit Pali, Părintele Constantin Munteanu, Părintele Ioan Bucur, Părintele Neculai Glimalski și înaintea mea Înainte de venirea mea la această parohie, a slujit aici Părintele Ioan Gherasim. Ca și localitate, ca și sat, Vânătorii Pietrei, cum era cunoscut, este foarte vechi, după cum ateste unele documente. La 25 ianuarie 1446, Fiului Alexandru cel Bun Ștefan, dăruiește lui Mihail Logofătul Vânătorii la Bistrița, care este mai jos de piatra lui Crăciun. La 20 iunie 1453, Alexandru Voievod întărește lui Mihail Logofătul și fraților săi, Duma și Tudor, Vânătorii, adică satul Vânători, iar la 27 ianuarie 1580, Iancu Voievod întărește mănăstirii de pe apa Bistriței, ce se cheamă Vânători, un sat și o moară. Amintește istoricul Meco Stăchescu în documente moldovenești. La 27 iunie 1547, Petru Voievod întărește călugăriților de la Vânători satul Dănești, tot de la aceeași istorică avem sursă, iar în 1634, Moise Movilă poruncește delegătorilor din Piatra și Vadmanului din Vânători să lase în pace oamenii poslușnici călugăriților de peste vale. La 3 mai 1662, Eustrate Dabija poruncește medemnicelui Nicolai Buhuș să cerceteze prișina dintre mănăstirea Bistrița și Biserican pentru hotarul satului Tătăruș și Brășeuți, care era un hotar cu vânătorii și care aparținea mănăstirii Biserican. Sunt și alte date care atestă vechimea satului, și faptul că exista cu siguranță vatră bisericească pe aceste meleaguri înaintea acestei sfinte biserici în care ne aflăm astăzi. Ca și lucrări de restaurare, până în anii 1927 28 nu se cunoaște nimic în acest sens. În 1928, Biserica Vânătoria a fost reparată cu Dania credincioșilor. În 1956, Regiunea Bacău de atunci a acoperit biserica cu dranisă, iar în 1961-62 departamentul cultelor face o donație pentru unele reparații la interior și exterior și unele vopsitorii. În timpul păstoririi Părintelui Ioan Gherasim au avut loc unele reparații la Sfânta Biserică, s-a construit noua catapeteazmă de care am pomenit, și de asemenea o troiță la intrarea principală dinspre strada general Nicolae Scalescu. În ce mă privește, mă aflu la această parohie ca și păstor din uh, luna iulie anul 2001 și uh, m-am străduit cu vrednicie sau nevrednicie, rămâne de văzut, să continui ostenea la vremișilor înaintași la această parohie. Pentru început, chiar în anul 2001 și anul 2002, s-au construit în Sfânta Biserică strănile pe care le vedem. Am construit în curtea Sfintei Biserici o troiță în cinstea eroilor neamului, în anul 2002 am avut bucuria ca cu o sumă modică să agiționăm un teren lângă Sfânta Biserică pe care ulterior am construit o frumoasă casă parohială. Familia care deținea terenul și casa veche pe care o păstrăm și astăzi erau apropiații bisericii noastre și de aceea am spus că mai mult donații a fost decât vânzare-cumpărare și lucrul acesta a făcut să ne bucurăm, cum spuneam, de casa parohială pe care am zidit-o zid pe acel loc. În uh, anul 2006, când biserica noastră a aniversat 230 de ani, am făcut un pliant în care am prezentat câteva noțiuni despre biserică și imagini cu realizări mai vechi sau mai noi și ca să fie o sărbătoare, într-adevăr o aniversare frumoasă, am făcut lucrări de renovare a prăznicarului care a fost și pictat și sigur a căpătat o altă față cu acest prilej. Deși încărcată de ani și modestă, Biserica noastră se află într-o stare foarte bună și este permanent împodobită și frumoasă ca o adevărată mireasă a lui Hristos. Este considerată parohia noastră urbană, dar credincioșii se consideră oameni de la țară, nu neapărat orășeni și sigur cu posibilități materiale mai mici, dar am constatat eu de-a lungul timpului cu suflet mare. Suntem sprijiniți în ceea ce întreprindem la Sfânta Biserică de membrii Consiliului și al Comitetului Parohial și în aceeași măsură de fapt de toți credincioșii. Treg pragul bisericii noastre și credincioși de la alte parohii din oraș, asta pentru faptul că Biserica fiind situată în cimitir, aici își dorm somnul de veci înaintași ai noștri, cum spunem noi, dremăritori creștini, și asta determină pe unii ca să ajungă mai des la biserica noastră. Dacă unii nu știu, cum spuneam la început, unde este biserica, alții s-au lipit, să zicem așa, de biserica noastră și sunt închinători ai Bisericii noastre. Dacă cineva vrea să se convingă de ceea ce am spus aici în câteva cuvinte, nu are decât să... Este invitat să, ne calce, să calce pragul Bisericii noastre, să se convingă împărtășindu-se de liniștea duhovnicească degajată, de modesta, dar minunată a noastră Biserică, martoră a două veacuri și jumătate de istorie, așezate, cum spuneam la început, sub un dâmb, pe partea dreaptă a șoselei ce iese din piatra neam spre Bacău. Binecuvintează, Doamne, și sfințește pe toți cei care iubesc podoaba casei tale. Amin. Dragi spectatori, în timp ce Părintele la început spunea că biserica se află sub un dâmb, așa încât cei care doresc să vină, să se roage, să se închine, în acest Sfânt Locaș, trebuie să coboare câteva trepte. Îmi imaginam că și sufletește. Trebuie oarecum să se smerească înainte de a trece pragul bisericii și mi închipui că ușurat sufletește după participarea la o Sfântă Liturghie, urcă foarte ușor treptele în drumul lor spre casă. De aceea și pe dumneavoastră cei care, așa cum spunea și Părintele, doriți să treceți pragul acestui Sfânt Locaș, vă îndemnăm să o faceți, ori de câte ori veți simți nevoia de a trece pragul unui Sfânt Locaș. Noi ne vom revedea și săptămâna viitoare. La bună revedere! Doamne ajută!